Cele aproape 2 luni de război din Ucraina au oferit inclusiv mass mediei mai multe lecții. De exemplu, ne-au arătat cât de necesar este ca o redacție să aibă un plan pentru situații de criză. Multe instituții de presă din Republica Moldova nu au avut până acum o strategie oricât de simplă pentru a stabili anumiți pași de acțiune în caz de pericol. Internews, una dintre organizațiile internaționale care vine în sprijinul presei, a pus pe hârtie un astfel de plan cu anumite soluții și l-a oferit mai multor redacții partenere. Unii probabil s-ar întreba de ce avem nevoie de un astfel de plan pentru situații de criză și de ce nu am putea acționa așa cum ne dictează instinctul. Ne explică Oxana Iuteș, directoarea adjunctă a Internews în Moldova. Oxana, haideți pentru început să răspundem la o întrebare retorică pe care și-o adresează unii sau poate mulți. De ce nu acționăm așa cum ne spune instinctul? În primul rând, instinctul se bazează pe emoție. Emoția ne poate juca festa. Din cauza emoțiilor, putem lua decizii greșite. Și atunci putem face greșeli care ar putea să ne afecteze fizic, dar și moral. De aceea, un plan pregătit, pus pe hârtie, totdeauna ne va ajuta să ieșim dintr-o situație de criză. Fie că e vorba de calamitate naturală, fie că e vorba de război sau orice alt fenomen care se poate întâmpla. Și în context, care sunt recomandările cheie pe care le-a elaborat în acest plan internet? Internews, de fapt, a reacționat la solicitările unor organizații media și am consultat departamentul nostru de securitate, specialiști, experți în securitate, care au experiență de lucru în diferite zone ale lumii, în diferite regiuni, inclusiv în regiuni cu conflicte și conflicte armate și alt tip de conflicte, cum ar fi crize umanitare, spre exemplu. Planul, de fapt, este un formular pe care fiecare organizație îl poate adapta la nevoile și cerințele sale. Nu este bătut în cuie, nu este un document care, spre exemplu, l-ai luat și ai mers liniuță după liniuță, virgulă după virgulă. Nu, este un document viu care poate fi completat și poate fi ajustat la necesitățile organizației. Pentru că organizațiile sunt diferite. Sunt organizații mari, sunt organizații mai mici. Sunt redacții în care lucrează 10 oameni sau chiar 2 oameni și sunt organizații în care lucrează 50 sau 100 de oameni. Deci vă dați seama că necesitățile pot fi diferite. Pregătirea în situații de urgență se bazează în primul rând pe mai multe aspecte, cum ar fi pregătirea fizică a oficiului, pregătirea echipamentului individual, deci ce trebuie să ia fiecare asupra sa atunci când trebuie să meargă undeva să se evacueze sau să se adăpostească, pentru că sunt doi termeni diferiți. Trebuie să găsească un loc de adăpostire sau evacuare sigur. Iată, războiul din Ucraina ne-a mai dat o lecție. Trebuie să găsim alternative de locații în afara țării care ar putea să ne găzduiască pentru a ne continua munca de jurnaliști, jurnaliste, adică munca de a informa în continuare publicul despre ceea ce se întâmplă. Plus, acest plan conține niște recomandări de ce ar trebui să presupună un bagaj propriu, individual, fie că e vorba de jurnalist, jurnalistă sau de persoană fizică rudă, da? Pentru că se poate întâmpla că ar trebui să te evacuezi împreună cu familia ta sau cineva din apropiați să se evacueze odată cu tine și cu redacția, da? Grupul de lucru. De asemenea, acest plan conține o trusă medicală de primă necesitate. Și conține o cutie sau un bagaj de produse care pot fi consumate. Și sunt recomandări.
să fie mâncare cu termen de valabilitate mai îndelungat, mâncare care nu este perisabilă sau produse care nu trebuie gătite și pot fi mâncate, deci consumate imediat, în special produsele ambalate. Acest plan, într-adevăr, conține recomandări începând de la comunicarea redacției, pentru că l-am studiat și eu, până la ce trebuie să conțină o trustă de prim ajutor. Nu putem însă ignora un alt aspect foarte important. E vorba despre bani. Situația din Ucraina ne-a arătat că anumite organizații de la Kiev, de exemplu, și-au pus în pericol fondurile odată cu începerea războiului. Noi ce putem face cu banii ca să nu pierdem? Da, unele organizații și cunoaștem astfel de cazuri când au fost, deci angajații au fost nevoiți să se evacueze de urgență într-o zonă mai sigură a Ucrainei, după care să iasă definitiv din Ucraina și să meargă într-o altă țară. Fondurile le-au rămas blocate. Probabil, nu știu care e situația acum, probabil au reușit ceva să deblocheze, dar știu că la moment, chiar în primele zile de război, nu puteau gestiona fondurile. Recomandarea principală este de, și spuneam, de locația terță, da? De locația de rezervă pentru activitate. În cazul dat, găsim o organizație care ar putea să ne găzduiască temporar. Poate fi o organizație non-guvernamentală, o organizație media sau putem deschide o reprezentanță a organizației respective în o altă țară. Cred că cu deschiderea unei reprezentanțe noi e un pic mai dificil pentru că sunt diferite pachete legislative, mă refer diferite de cele pe care le avem în țara noastră și e mai complicat să îți trebuie foarte mult timp și foarte multă asistență juridică ca să faci acest lucru. De aceea un parteneriat cu o altă organizație dintr-o țară vecină sau într-o țară în care ați găsit locația, cum ar fi de siguranță, ar fi bine să aveți această legătură, eventual să deschideți conturi bancare în țările respective. Știu că multe țări deschid conturi bancare doar cetățenilor săi sau celor care sunt rezidenți în țările respective, dar dacă se studiază mai bine aspectul, anume aspectul legal și sistemul bancar din țara în care intenționați să mergeți în caz de urgență, atunci puteți evita foarte multe probleme de acest gen. Și banii pot fi transferați, spre exemplu, dacă e vorba de accesarea unui grant și iată, suntem într-o perioadă de criză, probabil anumite puncte din grant pot fi, să spunem, negociate și pentru prezentarea unui cont de rezervă în caz că acest cont rămâne blocat, automat banii să meargă pe alt cont. Cel mai important este ca acest aspect, anume juridic, legal și a procesului bancar, da, a sistemului bancar, să fie studiat din start. Lucrul ăsta, spre exemplu, nu l-au făcut multe redacții din Ucraina, deși situația era destul de tensionată de mult timp, da, să spunem, din toamnă se vorbea tot despre niște tensionări, da? Despre niște, nu atât despre invazie, cât despre tensiuni. Da? Și se puteau pregăti, probabil se puteau pregăti mai bine din punctul ăsta de vedere. Și sunt organizații media care sunt reprezentanțe în Republica Moldova și atunci e mai ușor să rezolve întrebarea cu cei din țările din care vin, spre exemplu, vine organizația mamă, da, fie România, fie, nu știu, Bulgaria, Polonia sau oriunde altă țară din vecinătate. Din experiența pe care o are internul din Moldova cu redacțiile de aici, în ce măsură reușim să ne pregătim, să ne adaptăm unor situații de criză? Eu cred că sunt foarte puține redacții, puține de tot, care cumva s-au gândit la un plan de evacuare sau un plan de urgență. Evacuarea în sine este parte componentă a acestui plan de urgență. Multe organizații nici nu au în procedurile lor, să spunem, un astfel de document, pentru că noi nu am avut
de afaceri cu așa ceva. Deci nu am avut conflicte atât de grave de acest nivel cum e în Ucraina, în sens în ultimii 30 de ani. Nu am avut calamități care să ne afecteze foarte mult sau să afecteze organizațiile media. De aceea, cumva, asta a trecut, cum spuneai tu, poate intuitiv cumva ne vom salva sau intuitiv cumva vom scăpa și vom depăși aceste momente. Uite că războiul din Ucraina ne dă lecții. Noi am decis să comunicăm cu organizațiile media partenere, să le spunem că există un astfel de plan și că ar trebui să se gândească foarte serios asupra lui și dacă vor ca personalul lor să fie în siguranță atunci să aibă grijă de el, anume prin elaborarea documentului. Dar nu e vorba doar de a scrie documentul pe hârtie, că e una să scrii o procedură, știi cum se mai întâmplă, și procedurile să fie undeva într-o mapă în care e păstrată și o scoatem atunci când, iată, ne ajunge năpasta. Documentul trebuie lucrat. Deci asta înseamnă că trebuie să fie o persoană care începe să lucreze asupra acestui document. Dacă în document, spre exemplu, hai să dau un simplu exemplu, se spune că trebuie să ai alimente și apă pentru câteva zile, cel puțin o săptămână, în interiorul redacției, dacă decizi să te retragi în redacție și consider că locația e sigură sau mergi într-o altă locație pe care tot această organizație o identifică, această locație trebuie să fie dotată cu apă pentru cel puțin 7 zile, câte o sticlă de 1 litru de apă pe zi pentru om. Deci îți dai seama ce rezerve trebuie să-și facă organizația. Sau să aibă, nu știu, biscuiți și alte tipuri de produse care pot fi ușor consumate. Iarăși, se întâmplă război. Ce faci cu toată... Tu ești televiziune, spre exemplu. Ce faci cu toată tehnica ta? Unde o evacuezi? În 24 de ore sau în 12 ore? Dacă e nevoie să te evacuezi în 12 ore. Nu știi. Intuitiv asta nu poți să decizi. Sau pui lacătul și te rogi să nu ajungă nimic rău în acea clădire. Sau te pregătești, faci cum se spune, pregătești acest plan de rezervă de evacuare, inclusiv a echipamentului cu care se lucrează în redacție. Un astfel de plan probabil că ar trebui însoțit și de pregătirea morală cumva a angajaților unei redacții. Da, cu siguranță. Pregătirea morală și noi asta toți trebuie să înțelegem că nu o facem pentru... Vai, că mâine se începe războiul, da? Nu, sau mâine o să fie nu știu ce. Nu, noi o facem pentru că noi ne pregătim ca să putem face față unor probleme atunci când ne vom confrunta cu ele. Adică nu acționăm intuitiv și în baza emoțiilor, dar acționăm conform unui plan pregătit. Elvețienii cred că sunt cel mai bun exemplu de pregătire militară sau de pregătire civică, hai să spun așa, pentru că ei... În fiecare an, fiecare cetățean al acestei țări face o pregătire civică, inclusiv militară. Deci omul trebuie să fie pregătit pentru ceva, chiar dacă ești un stat neutru. Dar în schimb, tu ai cele mai bune adăposturi pentru populația ta. În adăposturi există tot ce trebuie ca populația să reziste o anumită perioadă de timp, chiar și închisă în subsol. Deci noi despre aceste aspecte vorbim. Din păcate... Noi în țară nu avem nici adăposturi și nu mai vorbesc de adăposturi sau de măsuri de siguranță pentru jurnaliști. În ce măsură pot face rost de acest plan redacțiile care nu sunt parteneri ale Internews? Se pot adresa la Internews și la Centrul pentru Jurnalism Independent, cu care împărtășim acest plan și cred că va fi de folos, deci dacă nu la noi, atunci la voi vine și se informează, cel puțin un sfat și un formular, să-i spun, pentru că am spus de la bun început, este un document viu care este adaptat și este completat. Deci se scrie numele organizației și toate necesitățile, câtă apă, câtă mâncare, câți saci de dormit sau câte lanterne trebuie de cumpărat. Și apropo, chestia asta, vreau să vă spun că, iată, unul dintre partenerii noștri
Încă nici nu ne gândeam să distribuim acest plan de urgență, ei deja se pregăteau. O organizație media, angajații deja se pregăteau pentru situații mai dificile și au început să-și pregătească, spre exemplu, powerbank-uri care pot fi încărcate de la soare. Da? Powerbank-uri care pot fi încărcate de la soare. Să-și pregătească tot felul de baterii care să le țină mai mult timp laptopurile sau telefoanele mobile. Deci ăsta e aspectul, niciodată nu știi de unde vei lucra și, spre exemplu, trebuie să mergi în teren. Și chiar dacă mergi în teren să informezi despre numărul de oameni sau valul de oameni care fug din fața războiului, din urma războiului din Ucraina, acolo n-ai unde să te conectezi, acolo ești în câmp, n-ai unde să te conectezi. Înseamnă că trebuie să fii dotat cu totul ca să-ți poți duce meseria la bun sfârșit. Oxana, și pe final, pentru că am început cu o întrebare retorică, hai să încheiem cu o altă întrebare retorică. De ce a fost nevoie de un război? Ca să înțelegem necesitatea unor strategii de acțiune, planuri de acțiune în situații de criză. Da, din nefericire, noi de multe ori învățăm doar din momente grele. Nu știu, totdeauna am lăsat pe mâine ceea ce putem face astăzi. Eu sper că noi vom trage concluziile necesare și cred că fiecare organizație media de acum înainte se va gândi un pic altfel, se va gândi atât la statutul de organizație, pentru că organizația, indiferent că e război, că nu e război, trebuie să-și continue activitatea ca să poată informa publicul operativ și credibil despre ceea ce se întâmplă. Și trebuie să se gândească la securitatea angajaților săi. Asta este, războiul ne învață ceva, s-a întâmplat, e rău, sperăm să se încheie cât mai repede și tare sper și sper din tot sufletul să nu aibă nimeni nevoie vreodată de un plan de urgență. Oxana, îți mulțumesc pentru această discuție și indiferent de unde vom reflecta în calitate de jurnaliști sau de oriunde vom lucra în calitate de reprezentanți ai organizațiilor de media, să rămânem în siguranță.